Bine v-am regăsit! Ce vedeți aici în imagine este un set de 37 de accesorii pentru înșurubare cu impact de la DEWALT. Este o cutie de tip tough case, sunt acele cutii care se pot uni mai multe între ele. Are acest sistem aici de închidere care permite asamblarea mai multor cutii una peste alta. De asemenea, cutiile astea sunt încastrabile în sistemul de transport de la DEWALT T-Stack. Ați văzut și pe la David genul ăsta de cutii și cum pot fi ele încastrate în acel suport și cărate împreună acolo unde aveți nevoie pe șantier. Din câte am văzut, sunt niște cutii foarte, foarte rezistente. David chiar a trecut cu mașina peste o cutie de genul ăsta și am rămas foarte surprins când am văzut că nu a pățit nimic, nici măcar nu s-a crăpat. Deci sunt foarte solide. Eu am rămas surprins de faptul că el a reușit să treacă cu rata mașinii peste ea și cutia a rămas intactă după acest test. Haideți să vedem și cum arată înăuntru, cum sunt accesoriile. Și arată înăuntru, după cum le vedeți și voi, sunt 37 de accesori, așa cum am spus și mai devreme. Motivul pentru care am vrut să iau setul ăsta a fost că am văzut că au acest biți lungi și atunci m-am gândit că poate nu mai am nevoie de prelungitorul pentru biți. Ăștia se prind foarte ușor în mandrina mașinii de înșurubat cu impact, foarte ușor de prins, foarte ușor de scos de acolo și de înlocuit, și ăsta a fost motivul principal pentru care am luat așa ceva. Oricum aveam de gând să cumpăr un set de genul ăsta. I-am văzut în ofertă pe site-ul ialco.ro la 111 lei. Foarte multă vreme au fost cam la 139 pe acolo și când i-am văzut la 111 lei am zis că acum e momentul să iau și eu un set. Ce îmi place la seturile astea de biți, și nu este cazul doar la DEWALT, am văzut că și la Bosch pot să faci același lucru, mi se pare că și la Makita, seturile de aici se pot scoate, se pot pune în altă poziție, eventual se mai poate adăuga încă un set aici în cutie, deci sunt foarte organizabil, să zic așa. De ieșit biții ies foarte ușor, trebuie să tragi de ei în sus și în felul ăsta l-ai scos. Hai să vedem așa, în rândul de sus sunt 7, să încerc să întorc spre voi ca să vedeți un pic mai bine. Deci aici avem 7 PZ2, porm avem aici un PH1, PH2, 1, 2, 3 și 3 de PZ3, din ăștia scurți. Din cei lungi avem 1, 2, 3, 4, 5 de PZ2, avem un PZ3 lung și încă un PZ1, din coacer la fel mai avem un PZ1, 2 de fapt de PZ1, încă unul de PZ2, ăsta este PH3, dacă nu mă înșel, da, și încă 2 torxuri aici. Vorba din coace sus avem un prelungitor de genul ăsta, tot pe la David l-ați văzut prima dată. Un sistem foarte inteligent pentru că îți permite să pui aici sus în vârf, asta nu este bitul care mi-ar trebui mie pentru o demonstrație. Hai să scoatem de aici un PZ2, deci avem acest șurub, de exemplu vrem să înșurubăm undeva sus pe tavan, nu prea avem cum să folosim ambele mâini și atunci vom trage acest manșon în sus. Șurubul nu o să mai iasă de acolo și putem să facem înșurubarea cu o singură mână. Deci asta are în partea stângă aici. Haideți să-i băgăm pe ăștia înapoi ca să ne organizăm un pic. Am spus că mai sunt 2 de PH2, aici sunt 2 torxuri, din câte văd eu este un T25 și T30, cred, nu sunt foarte sigur. Mai este încă un sistem aici foarte mișto, din punctul meu de vedere. Un prelungitor din asta așa cu manșon. Magnetul am înțeles că este destul de puternic, din câte mi-a spus și mie David că el e mai mult cu Bosch, deci șurubul de aici nu prea are șanse să cadă, nu o să-l pierdeți atunci când o să executați operațiunile din șurubare. Bitul se scoate un pic forțat pe aici prin spate și puteți să puneți altul, de exemplu ăsta, și în felul ăsta aveți
bitul de care aveți nevoie. Vedeți că are și un fel de limitator aici, ca să nu cumva să înșurubați mai adânc decât este nevoie. Ceva de genul ăsta mai am de la Wolfcraft, vi l-am prezentat recent, numai că sistemul ăsta, pentru a fi folosibil, trebuie dată chestia asta jos prima, după care se bagă bitul și la loc se pune asta, pentru faptul că are înăuntru o garnitură acolo. În schimb, ăsta de la DeWalt este foarte ușor de folosit, se trage în spate, ați văzut, foarte simplu, magnetul este destul de puternic, deci o chestie care îmi place. Hai să-l pun și pe ăsta la loc, ca să îl pun la locul lui aici în set. Și aici la sfârșit iară un PH2 lung, nu știu cât are ăsta, hai să vedem așa de curiozitate. Aici este de 9 cm în lungime și cam așa arată acest set. În funcție de cât o să fiu de mulțumit de acești biți și de calitatea lor, aș vrea pe viitor să cumpăr unul mai mult cu torxuri. Eu folosesc foarte mult genul ăsta de șuruburi cu cap în torx, mi se par cele mai ușor de folosit și atunci aș vrea mai multe dimensiuni de torx, aici sunt destul de puține. Am păstrat și cutia în care au venit, pentru că sunt câteva informații aici pe care aș vrea să vi le arăt. Deci acesta este sistemul T-Stack, unde puteți să băgați aceste seturi dacă aveți mai multe. Aici arată exact ce vă spuneam și mai devreme, că se pot conecta între ele și puteți să le organizați mult mai eficient. Pe ambalaj spune că sunt cu până la 50 de ori mai rezistente decât biții normal și aici pe spate iar la fel aveți câteva date cu referire la piesele care compun acest set. Ca atare, haideți să facem și câteva teste. O să folosesc unul din ăștia lungi, un PZ2, poate o să folosesc și un PZ3. Să vedem așa cum se descurcă. Haideți să înșurubăm ceva cu ei și o să vedem la final, tragem vreo 2 sau 3 concluzii cu referire la acest set. Pentru PZ2 am găsit un singur tip de holșurub prin atelier, ăsta este de 60 cu 3 mm. Hai să ne jucăm un pic cu el așa, o să-l înșurubăm, o să-l deșurubăm și din nou. Strige destul de tare. Hai să vedem un PZ3 din asta lung. Din păcate, pentru PZ3 șuruburi mai lungi decât astea nu am. Astea sunt de 120 de mm cu 4 în diametru. Haideți să vedem un pic cum se descurcă. Hai încă unul. Îl dăm un pic aici. Cam așa arată cele două PZ-uri pe care le-am folosit, deci PZ2, cam așa arată vârful, și PZ3, cam așa arată. Pentru PAG-ul care mi-a cerut să fac o comparație cu cei de la Milwaukee, din păcate PAG-ul, eu am doar 3 biți de la Milwaukee. Am un torx așa, cred că este de T30, cam atât s-a uzat de când l-am folosit. Mai am un PZ1, tot așa, și un PZ3. Nu sunt răi nici ăștia de la Milwaukee, au fost singurii pe care i-am găsit la mine în oraș aici pentru impact și pe ăștia am luat. Calcă destul de bine și ei în capul bitului.
Da, eu sunt mulțumit și de unul și de ceilalți. Aș fi vrut să fac roșii de setul acela lung de la Milwaukee, să-i compar cu ăștia, dar poate în viitor, la un viitor test. Așadar, aceasta a fost prezentarea și testul acestui set de biți. Încă o dată, pentru cei care nu ați fost atenți mai devreme, setul puteți să-l găsiți pe yalco.ro. Vă las un link și în descriere. Dacă vreți, puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră despre acest set, eventual dacă îi aveți și voi și cum s-au descurcat până acum. Așa că până la următorul meu video, vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!